Înregistrări audio explozive cu Laura Codruța Chiove și în rolul principal. Cele trei fragmente ajunse în posesia mass media sugerează că șefa DNA intervine în dosare și face poliție politică. În mod explicit, Chiove și cere unui procuror să ajungă cât mai repede la premier cu anchetele. Chiove și le reproșează subalternilor că nu-și fac treaba și că, citez, de 5 săptămâni nimeni nu a mai învinuit pe nimeni în DNA. Am încheiat citatul. Șefa DNA mai spune direct cine s-a speriat sau nu are chef de muncă să plece. În înregistrare, Laura Codruța Chiove și pare să facă referire la dosarul retrocederilor ilegale din Timișoara, despre care premierul Sorin Grindeanu a vorbit la sinteza zilei în chiar prima sa lună de mandat. În cei 4 ani și jumătate cât am fost viceprimar al orașului, n-am răspuns de domeniul patrimoniu. Procurorul Jean Uncheșelu, căruia îi se adresează Laura Codruța Chiovesi, este cel care l-a trimis în judecată și pe fostul premier Victor Ponta în dosarul Turceni Rovinari. Știu într-adevăr și voi spune acest lucru în instanță că domnul Uncheșelu a executat zelos un ordin în ceea ce mă privește. La câteva ore după apariția înregistrărilor a venit și reacția DNA. Într-un comunicat, Direcția Națională Anticorupție susține că declarațiile Codruței Chiovesi au fost trunchiate. Cităm, înregistrarea conține fragmente care au fost rostite de procurorul șef în mod public, ori la ședințele de lucru cu procurorii unei secții operative. Între fragmentele respective au fost intercalate o serie de sintagme care nu-i aparțin și care sunt menite să distorsioneze grav conținutul celor spuse. Am încheiat citatul. Imediat însă după acest comunicat, pe net au apărut alte înregistrări cu șefa DNA în care acesta vorbește despre dosarul deschis după controversata ordonanță 13 și decizia CCR care a stabilit că prevederile legii sunt constituționale. Mai mult, Chiovesi le spune clar procurorilor ce au de făcut. Dacă în fața procurorilor șefa DNA a vorbit despre multe, până această dimineață, Laura Codruța Chiovesi n-a scos un cuvânt. Doamna procuror, vă opriți puțin și cu noi? Nici adjunctul DNA, procurorul Marius Iacob, nu a vrut să spună nimic despre interceptări. Cum comentați ceea ce spunea Laura Codruța Chiovesi? Mult mai vocal a fost Traian Băsescu. Ea trebuie încătușată, trimisă la beciu de a trimis atâția oameni nevinovați. Pot spune că m-am păcălit când am numit-o. Drama este că și domnul Iohannis i-a dat un mandat. Traian Băsescu nu s-a oprit aici și a declarat că Laura Codruța Chiovesi este o eroare a justiției. Roxana Ciucă are detalii despre acest caz. Roxana, bună ziua! S-a sesizat cineva în legătură cu declarațiile Laurei Codruța Chiovesi? Bună ziua, Mihaela, bun găsit, doamnelor și domnilor. Sigur că da, încă de la primele ore ale dimineții, inspecția judiciară s-a sesizat în legătură cu afirmațiile pe care Laura Codruța Chiovesi, iată, le-a făcut vis-a-vis de procurorii din subordinea domniei sale. S-a sesizat inspecția înainte ca ministrul Justiției Tudorel Toader să trimită o solicitare către inspectorii de acolo și aseară Tudorel Toader, ministrul demisionar, a avut de altfel și prima reacție în acest sens. Au fost mult mai multe reacții. Acum este chestiune de zile, dacă vreți, până când procurorul Laura Codruța Chiovesi va merge în fața unui inspector pentru a vedea cu exactitate, pentru a fi cercetată. De altfel și parchetul general, procurorul general al României, Augustin Lazăr, a anunțat că dacă va fi cazul, evident, se va sesiza în acest caz, se vor face verificări pentru a vedea veridicitatea acelor informații. Sunt așadar niște interceptări de-a dreptul cutremurătoare. Laura Codruța Chiovesi este supărată pe procuror săi pentru că vin târziu la serviciu, nimeni nu întreabă când pleacă, când vin, mai mult decât atât au salarii mari, iar cel puțin în ultima perioadă nimeni nu a fost pus sub învinuire și domnia sa dorește să se iasă în față cu cât mai multe dosare.